Și cred că sunt în jur de 5 ani de când fac recenzii pentru telefoanele de acest gen și, fără discuții, canalul acesta are cel mai mult conținut de acest gen. Practic, le-am văzut încă din faza în care erau telefoane mobile nu prea atractive la nivel de design, ansamblul hardware fiind cel adaptat acelor vremuri, adică 2017 sau 2018. Dar cu timpul au evoluat mult și producătorii le-au făcut tot mai bune, mai frumoase, mai rezistente și cu acumulatori care fac de rușine orice alt telefon mobil, indiferent de categoria din care face parte. În 2022, un telefon de genul lui iHunt P13000 a devenit mai frumos, mai performant și, așa cum spuneam anterior, cu o baterie care întrece majoritatea modelelor de pe piață, chiar și pe cele care costă peste 1000 de euro. Nu este telefonul pe care să-l scoți pe masă la o terasă și lumea să-l admire pentru materialele premium din care este fabricat. Dar vă asigur că și acolo va atrage multe priviri, este un smartphone inedit. Genul de telefon gros și destul de greu, dar mult mai frumos față de cele pe care le admiram acum câțiva ani. Ceva inserții portocalii pentru un plus de personalitate, rezistență la apă, șocuri, praf, zgârieturi și un display clasic, plus o baterie de 12.500 mAh, bună să încarci la nevoie și alte dispozitive, dar și să asigure telefonului o autonomie foarte, foarte mare. Genul de telefon pe care nu vei avea timp mereu să-l încarci și nici nu va trebui să o faci. Conceput pentru alpiniști, persoanele care se plimbă mult prin natură, dar și pentru muncitori în construcții, curieri sau meserii mai puțin comode, sunt destul de multe în țara asta. Carcasa cauciucată nu se zgârie sau nu îți pasă dacă se întâmplă asta, ecranul ușor îngropat sub carcasă este mai bine protejat, poate fi scufundat în apă fără probleme, iar în zona de comenzi rapide chiar veți găsi o funcție care permite capturarea de imagini sub apă. În acest caz ne vom baza pe butoanele laterale pentru comenzi. Are și folderul pe care l-am tot văzut, cel cu aplicații utile pentru diverse meserii sau pentru pasionați, inclusiv o aplicație care îți măsoară pulsul și care se folosește de camera telefonului și de LED-ul puternic integrat. Conectivitate 4G, suport dual SIM sau single SIM și card de memorie, 4 GB de RAM, 32 de stocare, Android 11 și un procesor de tip MediaTek Helio A22 cu 4 nuclee, display de 5,93 inch cu rezoluție HD+, USB reversibil și chiar bine de tot ascuns un jack audio de 3,5 mm, nu lipsește nici aplicația Radio FM, una pe care o vedem din ce în ce mai rar. Telefonul nu va uimi prin viteză, dar cei 4 GB de RAM sunt bineveniți și fac echipă bună cu procesorul Helio A22. Adică rulează decent prin browser sau aplicație, bine prin meniuri și cinstit în utilizarea de zi cu zi. Aplicațiile se instalează repejor, la fel se și deschid. Putem viziona clipuri pe YouTube la rezoluție Full HD, filme pe Netflix, Disney Plus, TV Online și orice alt conținut multimedie la rezoluție Full HD. Întâlnim un singur difuzor în partea din spate, dar este unul care se aude tare. Nu va oferi o audiție premium, dar volumul este ridicat și până la urmă asta contează. În Portugalia, pompierii se luptă să stingă flăcările dintr-un parc natural care au mistuit deja. Ecranul este mai micuț și oferă un grip mai bun, un control mai facil. Luminozitatea este și ea bună, îmi place că albul reprodus este chiar alb. Adică nu spălăcit, negrul este negru, contrastul ok, chiar dacă este un panou de tip IPS LCD. Răspunde bine la atingeri, absolut nimic de reproșat, îl încadrez în categoria ecranelor foarte bune pentru acest preț, atenție, și pentru acest gen de telefon. iHunt P13000-2022 are o baterie cu o capacitate de 12.500 mAh, ce se încarcă la 9V, adică destul de rapid.
l-am testat cu PC Mark și a reușit o autonomie fantastică, ușor peste 30 de ore de funcționare cu ecranul mereu activ și setat cu luminozitatea la 50%. Adică nota 10 cu felicitări și vă spun că în utilizarea normală de zi cu zi va rezista mult mai mult. Să fim serioși, nimeni nu stă 30 de ore cu ecranul activat. Deci, zero probleme legate de acumulator, autonomie mare de tot și nu uităm că putem folosi acest smartphone pe post de baterie externă. Sistemul de operare este un Android 11 destul de curat, adică vreau să spun că iHunt nu a intervenit aproape deloc. O temă întunecată, gesturi inteligente, zona de setări SOS și restul opțiunilor obișnuite pentru un Android 11, nu cine știe ce optimizări. Dar poate că este mai bine așa, până la urmă avem în față un telefon special, nu unul luxos. Mie mi-a plăcut camera foto Sony de 13 megapixeli IMX135. Deși nu te poți lăuda cu poze pe timp de noapte pe care să le pui în revistă și puține sunt telefoanele care o pot face, cele pe timp de zi sunt chiar bune. Pozele au detalii, culorile reproduse fidel, focalizarea destul de precisă, expunere ok, per total rezultate bunicele. Nu le comparăm cu cele unui flagship, dar vă spun că sunt poze bune. Aplicația este standard MediaTek cu un mod Pro, Beauty, Bokeh, Mono sau HDR. Și într-un final trebuie să înțelegem rolul acestui telefon în peisaj și să-l respectăm pentru rezistența la praf, apă, șocuri, zgârieturi, pentru autonomia extinsă și pentru faptul că are un design care nu este deloc respingător. Și cum nu toată lumea lucrează într-un birou de lux, cu un telefon de lux lângă el, cu un aer condiționat la discreție, sunt convins că modelul de față își va găsi rapid loc în peisaj. Sunt nenumărate scenarii în care poate fi utilizat.